Avocații lui Joe Biden continuă să găsească documente clasificate uitate de președintele american. Casa Alba a recunoscut că au mai fost identificate șase pagini de acte clasificate în urma unei verificări făcute în biblioteca privată a președintelui american. Avocații lui Joe Biden au găsit mai multe documente clasificate în locuința sa din Wilmington, Delaware. Avocatul casei albe, Richard Sauber, a precizat într-un comunicat că în total șase pagini de documente clasificate au fost găsite în timpul unei percheziții în biblioteca privată a lui Biden. Casa albă afirmase anterior că acolo a fost găsită doar o singură pagină. Această ultimă dezvăluire se adaugă la descoperirea unor documente găsite în decembrie în garajul lui Biden și în noiembrie în fostele sale birouri de la Penn Biden Center din Washington, din perioada în care a fost vicepreședinte. Sauber a precizat într-o declarație că avocații personali ai lui Biden care nu aveau autorizații de securitate au încetat căutările după ce au găsit prima pagină miercuri seara. Sauber a găsit restul materialelor joi în timp ce facilita recuperarea lor de către Departamentul de Justiție. În timp ce îl transferam către oficialii Departamentului de Justiție care mă însoțeau, au fost descoperite cinci pagini suplimentare cu marcaje de clasificare printre materialele cu care se aflau pentru un total de 6 pagini. Oficialii Departamentului de Justiție care mă însoțeau au intrat imediat în posesia lor. Declarația lui Sauber nu a explicat de ce Casa Alba a așteptat două zile pentru a furniza o contabilizare actualizată a numărului de documente clasificate. Casa Alba se confruntă deja cu un control pentru că a așteptat mai mult de două luni pentru a recunoaște descoperirea grupului inițial de documente în biroul lui Biden. Ultima evoluție pare să ridice numărul total de documente marcate ca fiind clasificate și găsite la domiciliul și fostul birou al lui Biden la cel puțin 20. Trump și Biden sunt acum amândoi anchetați de consilieri speciali separați la cererea Departamentului de Justiție. Republicanii din Camera Reprezentanților, care controlează acum Camera Inferioară a Congresului, au anunțat vineri o anchetă a Comisiei Judiciare asupra lui Biden. Explicația actuală a Casei Albe pentru situația lui Biden oferită de Sauber este că ancheta consilierului special va arăta că aceste documente au fost rătăcite din greșeală, o greșeală cu Secretele Națiunii, după ce biroul fostului vicepreședinte a fost împachetat în grabă la sfârșitul administrației Obama, chiar înainte ca Trump să preia funcția.